was a time I was everything, nothing, all in one. Here's a one. When you find me, I was feeling like a cloud across the sun. Tell you how you light up every second of the day. But in the moonlight, you just shine like a beacon of the bay. And I can't. But it's something about the way you look tonight. Takes my breath away. It's the feeling I get about you deep inside. And I can't describe. But it's something. Bună seara și bine v-am regăsit. Începem o ediție specială a emisiunii De ale Buzoianului. Am invitat în studioul Campus TV doi artiști cu care Buzoul se mândrește, doi artiști care de multe ori au fost pe scenele buzoiene, din păcate în ultima vreme mai mult în București sau în alte orașe mari. I-am invitat în studioul Campus TV pe solistul trupei Jazz Band, Cătălin Andrei. Bună seara, Cătălin, bine ai venit. Să rămână, mulțumesc pentru invitație. Și eu îți mulțumesc pentru prezență și de asemenea alături de noi este Eduard Dan Tochi, este solistul trupei Blue Motors. Bună seara, Edi, bine ai venit. Bună seara, Magda, și mă bucur să mă reîntorc după o lună de zile aici, pe același scaun. Și eu mă bucur să fiți în studioul nostru. Am început ascultându-i pe cei din Blue Motors. Imediat îi vom asculta și pe cei din Jazz Band. În această seară sunt reprezentanții trupelor și aș vrea să vorbim puțin despre un subiect care cu siguranță i-a interesat pe buzoieni în ultima perioadă, în ultimele luni. Cătălin, tu ai participat la Vocea României. Nu, la X-Factor. La X-Factor, iar Eddie a participat la Vocea României. Cum au fost experiențele? Înțeleg că
Au fost și câteva probleme pe parcurs, câteva neînțelegeri. Aș vrea să știm de la voi ce s-a întâmplat acolo. Cătălin, te rog. A fost o experiență interesantă, aș putea spune. Chiar frumos, niște trăiri pe care le-am avut și cu care am rămas. Păcat că nu au fost văzute și de publicul larg, însă prietenul meu a fost cu mine. Da, eu am fost și la Vocea României și la X Factor, adică am fost concurent la Vocea României și susținătorul principal al lui în Gradena, acolo, la X Factor. Chiar am trăit emoțiile lui și eu din spate. Eu am fost lângă distinșii domni Răzvan și Dani, așa, și l-am văzut cântând pe el, l-am văzut pe o plasmă cântând, nu l-am văzut din sală, dar cred că am avut emoții mai mari decât el atunci. Da, și la ultima întâlnire, Cătălin, chiar ne povesteai că Edi a fost în culise și ți-a ținut pumnii. Da. Ne povesteai că sunt emoții și că ne vei anunța ziua în care va fi difuzată melodiile, de fapt, pe care tu le-ai interpretat acolo. Ce s-a întâmplat? Ce ți-au spus cei de la X Factor? Ce să spun? A fost un contract pe care nu l-am semnat, un contract scris pe care nu l-am semnat, pentru că ceea ce se stipula acolo îmi îngrădea niște drepturi și acea prestație a mea de pe scenă nu a mai fost dată la televizor, tocmai pentru că nu am putut semna acel contract. Însă nu mi s-a spus acest lucru până în ultima zi a celor prezentări. Da, ce să spun? E vorba de alegerea lor și de modul în care ei știu să își facă show-ul. Pentru tine, oricum, a fost o experiență frumoasă. A fost extraordinar. Acea emisiune televizată era a patra preselecție. A fost, într-adevăr, o selecție constantă și sunt foarte mulți pe care i-am văzut acolo, cu voci bune, cu prestație bună, dar, până la urmă, hotărârea celor care sunt îndrituiți să dea pe post, dau exact ceea ce vor ei, cum vor ei, și același lucru s-a întâmplat și la Vocea României și Edi poate să confirme. Edi, pe tine te-am văzut. Eu am fost, te întrerup un pic pentru că nu vreau să trecem de X Factor deocamdată. El a avut o prestație incredibilă atunci și chiar am fost foarte mulțumit. Eu, personal, ascultându-l, am fost extrem de fericit să îi văd prestația și să-i aud prestația vocală, pentru că, de fapt, l-am văzut doar într-un televizor în spatele scenei. Eu am fost foarte fericit, mai mult decât atât, el a avut o triplă prestație la X Factor, ceea ce n-am văzut încă niciodată pe la televizor. Bine, recunosc că nu sunt, dacă cele două producții au o mare problemă, sunt difuzate la aceeași oră și în aceeași zi. Recunosc că am fost mai deschis către Voce, pentru că fiind acolo anul ăsta am fost și curios să văd restul aparițiilor de la Voce, așa că X-Factorul pentru mine a fost mai slăbuț, deși mi-am dorit foarte tare și l-am tot întrebat în permanență dacă l-au anunțat, când îl dau. Nu mă așteptam să nu-l difuzeze. El a câștigat 3 de da și un nu. Atunci prestația lui a fost răspândită cu 3 de da. Singurul care a spus nu a fost, era un băiat vopsit pe față, nu știu cine era, că nu l-am cunoscut. Da, care a spus într-o limbă destul de stâlcită, așa, parcă era de la Chișinău, dar n-ai fi zis că era de acolo. Așa, a zis că el n-a înțeles nimic din prestația lui Cătălin. E normal, sunt strategii de marketing, strategii de publicitate. Cătălin a convins cu prima piesă atât de bine încât l-au rugat să mai cânte ceva a capela, pentru că au crezut că e disc. Deci era cântat foarte bine acolo, prima piesă. De fapt, piesa și îi se potrivește fantastic de bine pe Voce, Kiss a lui Tom Jones. După care Bănică l-a pus să mai cânte o piesă a capela și Cătălin a cântat o piesă chiar a lui Bănică, pe care Bănică a recunoscut-o cu greu. Ce piesă e asta? Apă, că mi se pare cunoscută. Da, și o piesă de 20 de ani nu a mai fost cântată de absolut nimeni, în afară de el. La al patrulea vers a recunoscut piesa. Despre ce piesă este vorba? Cântec fără titlu se numește piesa.
este o piesă pe care am interpretat-o în concursuri și în festivaluri și cu care am câștigat niște premii, una dintre piese, și pentru că aici vreau să precizez faptul că am cântat trei piese, am fost singurul din acea serie care a cântat trei piese, iar această piesă era în afara scenariului. Noi trebuia să pregătim două piese cu negativ, așa se cântă la X Factor, și în momentul în care am cântat Kiss, așa cum a spus Edi, au crezut că este un playback, că de fapt se aude Tom Jones, și au cerut a capela, știind că eu am a doua piesă cu negativ. Și au zis a capela, ceva românesc. Și atunci au fost câteva secunde de sutim, de secundă, o nebunie în capul meu, ce să cânt. Și am ales acest cântec fără titlu. Toată lumea a fost pur și simplu înmărmurită, nu știa. Nimeni nu știa despre ce este vorba, inclusiv Ștefan Bănică. Și l-am văzut la al patrulea vers că a avut o manifestare psihoa. Și atunci a dat seama despre ce este vorba. Nu am spus, nu am prezentat piesa, nu am spus despre ce este vorba, am intrat pur și simplu. Am mizat pe... După vreo două zile, Bănică și-a postat, da. Noi suntem prieteni comuni în lista de Facebook și chiar Bănică, m-a sunat, da, Cătălin să-mi spună, zic, ia uite ce a postat Bănică, și chiar postase exact această piesă, cu subtitlul că, o, Doamne, n-am mai cântat sau n-am mai zis nimic de piesa asta de 20 de ani. Deci e clar că i-a impresionat pe toți. E mare păcat că nu te-am văzut și că nu te-au văzut toți cei care așteptau să te voteze și să te aplaude. Bănuiesc că nu se poate face rost de o înregistrare de acolo, pentru că sunt confidențialitatea, aplauzele... Am avut o prietenă foarte bună, Alessa Dinu, care a fost și ea la X Factor și care a cântat cu noi în trecut, și ea a obținut 4 de da. Mai mult decât atât, a rupt și n-au difuzat-o. I s-a cerut pur și simplu să tacă din gură și să nu vorbească despre asta, pentru că, vezi, Doamne, nu există nicio dovadă. Iar ei n-au avut nici din sală, nici nimic. Ea n-a avut nimic care să dovedească, ca și Cătălin a avut, contract, să dovedească că a fost acolo. Ei nu dau înregistrările. Mă rog, nu e un mod de a judeca. Pentru nu, dar e o bilă neagră bună. Și este o dezamăgire pentru cei care chiar vreau să te aud acolo, Magda, să te vadă. Până la urmă, eu am rămas cu acele senzații și acele bucurii. În ultimul interviu pe care l-am dat, avându-l lângă mine pe Dan Postolache, Clăparu și Edi, cei doi prietenei mei, în ultimul interviu spuneam... Am zis un singur lucru. Nu contează ce se întâmplă după. Contează faptul că ceea ce am muncit a fost apreciat de public. Au dansat, au râs, au cântat. Da. S-au manifestat, au aplaudat. Pe lângă asta, trei dintre jurați au dat da. Cel de-al patrulea fiind cel vopsit, Carlos Dreams, Sergiu. Băiatul adevărat cap într-o cutie cu vopsa. Omul ăla a spus nu, pentru că nu știe ce să facă el cu mine după. Bine, dacă stai să analizezi, deci chiar, așa și, este, chiar așa și este. Asta am spus. Ăla n-ar fi înțeles niciodată stilul ăsta vocal. Cea de-a doua piesă pregătită era Whiskey in the Jar. Pentru ce Metallica? Ce să facă Carlos Dreams cu Tom Jones și Metallica? Da, de altfel, la adresa acelui jurat am citit multe critici din partea altora care se pricep la muzică. Cei care au fost pe scenă au spus că n-ar avea ce să caute un asemenea personaj într-un astfel de juriu. Marketing. Da, marketing. Întotdeauna e vorba de publicitate. Glumeam cu Cătălin într-o seară că m-am uitat și eu la o reluare, de fapt, de pe la Antena 1 de la X Factor, și vreau să spun că eu m-am văzut la X Factor undeva, au dat imagini din public. Da, și zic, bă, pe mine m-au dat la X Factor. Pe tine. Da, m-au arătat în public acolo când îl susțineam pe el până să intre el în scenă. Am stat undeva într-o sală de așteptare, într-un studio, mini-studio făcut pentru... Am tot fost...
Înainte filmați. De intrat, da. Și n-au tot, n-au tot filmat, dar în continuu. Mai mult decât atât am avut. Am avut și la valieră toată ziua și am vorbit la vreo 4 după amiază, ne-am dat seama că îi aud tot ce vorbim noi pe la valiere. Și... Da, dar cine știe, fost, probabil de asta, cine știe ce a spus? Nu, nu, chiar nu, 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 n-am spus nu, absolut nimic care să afecteze prestația lui, nu, sunt nicio formă. Nicio formă. Nu. Ai mai merge vreodată? Bănuiesc că nu, la un asemenea concurs. Ce am văzut, despre ce este vorba, am avut confirmarea... Și celor din juriu până la urmă, pentru că au fost impresionați. A fost, chiar a fost și asta îmi pare rău. Îmi pare rău că lumea a fost văduvită de așa ceva. Chiar nu sunt omul care să epatez. Da, știu că nu te lauzi, nu, omul nu care, ești, nu, mai, nu, ești modest. Păcat însă că, așa cum ai spus, era un moment de bucurie care ar fi trebuit oferit. Chiar a fost, chiar a fost. Și într-adevăr, cu 20-25 de camere... Tot timpul cu la valieră au fost vreo 6 ore până am intrat în pe scenă. Chiar a fost o experiență foarte, chiar foarte frumoasă. Chiar foarte frumoasă. Despre ce se va întâmpla de acum înainte o să vorbim imediat. Vreau să știu și despre Vocea României, Edi. Vocea României este în principiu același lucru ca și X-Factor. Este un concurs de talente care ar trebui să arate oamenilor din țara noastră și din fiecare țară în care se difuzează, ar trebui să arate cele mai frumoase chestii reale despre voci. Din nefericire nu este așa, sau cel puțin eu mi-asum această declarație spunând că nu este așa și cred că știu, ca și mine, știu foarte mult lucrul ăsta. De altfel, televiziunea, și cu riscul de a spune acest lucru că mă aflu într-un studiu de televiziune, televiziunea este de foarte mult timp încoace purtătoarea și cea care vinde subiecte. Subiectele de fiecare dată sunt cele care trebuie să atingă, să capteze atenția oamenilor într-un mod explicit și foarte ușor. Este absolut clar că dacă îi dai unui om la ora 16 o emisiune despre matematică și îl pui să se așeze la o masă și să rezolve ecuații de gradul 2, va schimba imediat canalul pentru că nu a avut nicio secundă intenția de a veni de la serviciu ca să facă ecuații de gradul 2 la 50 de ani sau 35 sau 70. Cu atât mai mult nu fac elevii la școală, dar aminte oamenii în mod constant. Nu fac toți elevii la școală. De pentru care omenirea este... supusă unei invazii de subiect extrem de ușor de difuzat și extrem de ușor de primit de către oameni. Așa că revin la ceea ce vreau să spun mai devreme cu această introducere și talent show-urile astea sunt la fel. Sunt generatoare de emoții, generatoare de subiecte cât mai lacrimogene și vânzări de subiecte de acest gen pentru ca oamenii să spună uite tu săracul ce viață tristă a avut ăsta și uite ce talentat este. Este clar. Da, cu toate că ar trebui să fie vorba despre muzică. Bineînțeles, doar. Este și sloganul lor, doar vocea contează, ceea ce nu este adevărat. Prima chestie care mi s-a spus la un interviu înainte de filmările de la Blinded, mi s-a spus, spune-ne o poveste și m-am oferit să le spun capra cu trei zi. După care omul respectiv zice, te rog să ne iei în serios că facem, păi zic, ce poveste să vă spun? Că spune-ne despre tine. Practic e clar, căutau de fiecare dată să mă întrebe lucruri triste din viața mea. N-aș vrea să o spun cu foarte multă realitate sufletească la mine, dar am, cred că, subiecte triste de povestit din viața mea 3 zile, nu un interviu de 15 minute. Dar nu asta este esențial, pentru că de obicei ce ne face să suferim ne întărește foarte tare pentru ziua de mâine și pentru următoarea zi și așa mai departe. Nu m-am dus nicio secundă la un asemenea tip de concurs pentru a spune că nu știu ce am făcut în trecut, nici vorbe de așa ceva. M-am dus crezând că vocea mea este una de competiție, de competiția aceea, acea competiție. Și am zis, domne, dacă vreau să apar acolo, vreau să apar pentru că mă cred bun să apar acolo. Discuțiile au plecat greșit de la preselecție, pentru că nu m-au lăsat să-mi aleg eu piesa, mi-au dat ei piesă, spunând, uite ce bine îți vine piesa trupei Nickelback. Mi-a plăcut trupa, pentru că e o trupă din trupele mele preferate, numai că situația a stat un pic diferit până la difuzare, pentru că exact ca și Cătălin, sunt niște birocrații pe acolo care trebuie respectate, niște hârtii care trebuie semnate, n-am fost de acord cu unele clauze pe acolo și restricționarea unor condiții pe care ei le făceau în anumite
segmente din contract, drept pentru care m-au anunțat prin telefon că nu voi mai filma într-o zi de vineri. Venisem de joi în București, sau nu, de miercuri venisem în București cu o repetiție cu trupa acolo, se cântă cu trupa live. Mi-au zis că nu mai filmez vineri și de-abia marți, pentru că, vezi, Doamne, se filmează sau se montează nu știu ce pentru Vocea României Junior. Vocea României Junior de-abia acum a început, în martie sau, mă rog, zilele trecute a început prima ediție, așa că, mă rog, n-am înghițit povestea. Cert este că marți, când am filmat, în afară de o zi extrem de plictisitoare și extrem de grea, de la 8 dimineața acolo până la 11 noaptea când am filmat, n-am avut voie nici să ies din camera unde eram, unde era un super aer condiționat care mi-a adus temperatura la 20 de grade Celsius, cred, după câteva ore. A fost și o stare extrem de rea așa ca atmosferă și am fost împreună cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei acolo și cu fiul meu. Până am filmat era clar că nu e ceea ce trebuie. Mai mult decât atât, ulterior am aflat că în ziua respectivă chiar nu mai exista niciun scaun liber la antrenori, așa că tot a fost, din punctul meu de vedere, un mare fiasco. Adică este foarte clar că ei au nevoie și de acele subiecte. Eu, nedându-le nimic, nesemnând nimic și nefăcând nimic pro imaginea, ceea ce făcusem până în clipa aia, era clar că m-au dus mai încolo pentru că n-am reprezentat interes. M-au dus într-o zi de în care oamenii nu mai erau dispuși să mă cheme în echipă și așa mai departe. Normal, stând o zi întreagă și pierzând, nu știu, 14 ore stând acolo, e clar că starea mea n-a fost una foarte bună nici în live. Mă rog, piesa n-a sunat rău live. E clar că am cântat-o în felul meu și chiar după 12-14 ore de stat în picioare și obosit, piesa n-a sunat deloc rău, mai mult decât atât. A fost apreciată prestanța mea și prestația mea vocală. Ce pot să spun este că ulterior au tot încercat să o dreagă într-un fel sau altul. N-am înțeles de ce. După aia am văzut tot concursul și mi-am dat seama că e foarte ușor să promovezi copii care trebuie să ia mai ușor de la zero decât o voce matură și care știe practic. E clar, politica lor ca și la X, ca și la voce, nu poți să chemi lângă un antrenor unul la fel de bun sau poate mai bun decât el, pentru că știrbește și imaginea antrenorului și, na, ce să mă învețe unul dintre cei de acolo. Sau, mă rog. Mie mi s-a comunicat faptul că textual, prin prestația mea și prin modul meu de a pune problema pe scenă, am demonstrat că nu pot fi manipulat. Și asta era o mare problemă într-un asemenea concurs. Și am spus, ok. Și cine a zis că eu vreau să fiu manipulat? Iar au fost câteva momente pe scenă de cotitură, de lamă de cuțit. Unul dintre ele a fost o întrebare, generat de întrebare, ce vei face cu banii dacă îi vei câștiga? Și răspunsul meu a fost instantaneu, eu n-am venit pentru bani. Trebuia să fie un răspuns potrivit, nu știu de ce ar fi deranjat. Da. Am o vârstă. Ei au spus că nu e o problemă vârsta. S-a demonstrat că este o problemă, pentru și că la mine la este fel. Vorba de o experiență din spate. Nu e vorba de cifră, de număr. Vârsta. Dar vârsta aceasta vine cu un bagaj. Și înțeleg că ar fi acest încercat să vă controleze spate, într-un fel sau altul la urmă și este un interes ar fi fost acolo. Greu. E un interes. Unul dintre factorii care m-au determinat să nu semnez a fost faptul că trebuia să le cer voie să apar în alte emisiuni sau în alte să onorez niște contracte. Te considerau produsul lor până da. La urmă. Deci eram al lor. Într-un fel sau altul este normal să ceară acest lucru, pentru că show-ul respectiv, pe perioada cât se desfășoară, chiar ești al lor și trebuie să fii al lor în perioada respectivă. E normal, pentru că se investește timp ca să ajungi cât mai departe. Și voi investiți timp. Bineînțeles. Și dar energie. Problema este alta. Problema este că mai mult decât atât, fiecare concurs de genul ăsta închide într-un fel orice carieră a soliștilor care participă acolo. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, mă numesc Eduard Marinescu și aș dori să întreb pe domnul Antohi.
la Vocea României, câte scaune a întors dânsul? Niciunul. Și atunci cum puteți să criticați pe X și pe Y? Dar ce v-a făcut să credeți că am criticat pe cineva? Păi nu, aveți chiar așa de vastă cultură muzicală să puteți să argumentați niște chestii? Nu, i-am invitat să ne povestească experiențele lor de acolo. Nu era vorba de o critică. Înțeleg că l-ați urmărit pe domnul Antochi. Da, e normal, dar să critici niște valori în contextul situației când dânsul măcar un scaun l-a întors. Ce pretenții să mai și poți să vorbești? Aveți perfectă dreptate. E singura întrebare, da? Eu nu știu, nu vreau să-l critic, dar mi se pare că dacă nu a cântat și la Nuțe, a cântat la de-astea. Da, nu din păcate artiștii mai merg și la astfel de evenimente. Nu e nimic rău în astfel de fapte, nu? Da, vă mulțumim pentru intervenție, cred că s-a întrerupt. N-ai întors niciun scaun, Edi. Da, până la urmă... Tom am explicat de ce nu s-a întors niciun scaun, pentru că... Am fost dus în ultima zi de filmare și era foarte clar că n-am cum să întorc vreun scaun. Știam dinainte că nu o să întorc niciun scaun. Cu toate astea n-am putut să refuz apariția pentru că semnasem un contract înainte. Da, mi-ar fi plăcut, dacă ar fi ăsta un etalon, să sune cineva să te întrebe și pe tine de ce nu te-au difuzat dacă tu ai primit 3 de da. Adică ai fi întors până la urmă 3 scaune. 3 de da. Asta e durerea pe care... Durerea. În ghilimele. 3 de da, știu eu, Edi, Dan și încă 400 de oameni care au fost acolo. Da. Oamenii, publicul larg, nu știe că am fost acolo. Știe doar publicul faptul că eu am postat că voi fi difuzat. Atât. Deci ei nu știu că eu am fost acolo. Ei nu știu că eu am luat 3 de da... Și cu al patrulea nu, cu mențiunea că ar fi ok, dar nu știu ce să fac eu cu tine. Atât. Nu am cum să demonstrez că s-a întâmplat treaba asta. Atât. Da, și nu criticăm pe nimeni, cred că e vorba de un regulament care ar trebui pus la punct în altfel. Nu știu dacă se poate pune problema în a critica. Noi am venit aici pentru a expune niște lucruri. Lucruri trăite acolo. Da, și pentru că sunteți doi artiști buzoieni care au participat la show-uri pe care le urmăresc foarte mulți români. Și vroiam să știm care este experiența, care a fost experiența voastră. Întrebarea domnului Marinescu, dacă am reținut corect numele, este totuși justificată. Fără niciun drept de apel, este o întrebare corectă. Dacă așa se vede dincolo de televizor, faptul că n-am întors niciun scaun e corectă, e justificată întrebarea. Deci n-am criticat practic pe nimeni. Eu n-am zis nimic de niciun antrenor, n-am spus absolut nimic de niciun antrenor. Am spus doar că producția unui show de genul ăsta favorizează anumite genuri de concurenți. Este absolut clar, concurenți foarte tineri care semnează contracte și care nu au o carieră militară cum am eu și nu stă vreun concurent acolo în momentul ăla să stea săptămâni întregi acolo, nu puteau îngrădi dreptul să apar oriunde sau ce, pentru că în primul rând am un job, am o carieră, am o familie, am o trupă cu care ies în față și nu puteam să stau închis într-un contract. Despre trupele voastre vreau să vorbim în a doua parte a emisiunii. Ne oprim pentru publicitate, o să ascultăm imediat după o piesă de la Jazz Band, așa cum am promis, iar apoi vorbim despre concertele care urmează în Buzău.